În baza protocolului încheiat la nivel național între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, privind derularea în perioada 1-5 aprilie 2013 a programului Să știi mai multe, să fii mai bun, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a organizat și va organiza în toată această săptămână activități non-formale de prezentare atât a tehnicii de intervenție, cât și a riscurilor specifice județului nostru, dar și a modului de comportare în anumite situații de urgență. Astfel, 3.000 de elevi și cadre didactice sunt așteptați să treacă pragul inspectoratului și al subunităților subordonate. Mai mici și mai mari, elevii argeșeni au venit începând de luni în vizită la sediul ISU Argeș. Până la sfârșitul săptămânii se desfășoară programul școală altfel și pot ajunge în continuare la inspectorat pentru a li se povesti ceea ce îi impresionează la televizor. În toate subunitățile din județ am organizat pentru aceste evenimente ateliere de lucru în care le vom prezenta copiilor tehnica de intervenție, accesoriile de pompieri, dar și tehnicile de acordare a primului ajutor medical. Aceștia ne-au vizitat până acum de la mai multe școli din județ, iar drept mulțumire ne-au oferit mesaje de felicitare și apreciere și desene făcute de ei. Au fost atrași de atelierele amenajate în curte, de mașinile de pompieri și la final fiecare a declarat, bineînțeles, că vrea să devină pompier.